Pe locul fostei fabrici de zahăr de la Bucecea a început prima investiție privată după foarte mulți ani, aici unde ar trebui să fie viitorul parc industrial de la Bucecea. Și prima investiție realizată este un depozit de îngrășăminte pe aproape un hectar teren pus la dispoziție de primăria Bucecea, unei firme private, în care este implicat un om de afaceri botoșunean care deține o fermă cu câteva sute de hectare de teren, undeva mai spre nordul județului. Aici ar urma să se desfășoare, începând din acest an, din 2022, mai multe investiții private, atât cu capital autohton, cât și cu capital străin, fabrici foarte interesante ca proiect. Urmează să vedem cât de rapid vor fi ele realizate, câte locuri de muncă vor crea, cum vor schimba dinamica economică a județului Botoșani. Fosta fabrică de zahăr de la Bucecea, terenul fostei fabrici de zahăr a fost degajat de resturi, de mare parte din ele, de către primăria Bucecea, cu sprijin financiar de la Consiliul Județean Botoșani, un parteneriat între cele două unități administrative teritoriale bun, benefic din punctul meu de vedere pentru economia județului. Sper ca efectele pozitive ale acestor eforturi de a genera aici activitate economică să se vadă cât mai rapid, spre binele tuturor.